seriile manifestării artistice dedicate centenarului, alături de Dumitru Nicolae și senatarul expoziției din Macombe. Vă propunem o nouă experiență vizuală, deci spune experiență pentru că cele aproape 40 de tablouri de lucrări ale artistului sunt foarte puternice cromatic și cred că este o nouă propunere în acest sens și o nouă experiență. Despre Dumitru Macombe, câteva cuvinte, născut la Măinești, Universitatea de Arte Liceul de București, dar și școala de artă murală din cadrul Patriotiei Române. Este membru AP din 1991 și se reîntoarce la Piatra Neamț, pentru că aici și el a fost apreciat anul trecut fiind nominalizat la Bienala de Arte la Scârborel. Este mai ales cunoscut pentru maestria sa de a realiza fresce în biserici. Pentru asta și a fost, pentru această maestria și a fost distins cu premiul Uniunii Artiștilor Plastici din București în 2004. Domnul pictorul Dumitru Macombe nu renunță la pictura de șevalet, ceea ce ne bucură enorm. Ceea ce vedem astăzi, dacă ar fi să facem un scurt rezumat al viziunii sale în câteva fraze, ar trebui spus că subiectul este doar un pretext, culoarea este protagonistul lucrărilor sale sau protagonista lucrărilor sale. O folosește în cea mai pură formă, nuanțe saturate, dar asta datorită faptului că este un colorist născut și un colorist desăvârșit. Lucrările sale sunt, bineînțeles, în șapte condiții particulare, în Italia, în Canada, în SUA. Ar fi de spus iarăși că expozițiile sale personale au ajuns în Franța, la Paris, în Finlanda, în expoziții de grup, da, și expoziții personale în Belgia, Italia, Germania. Da. Asta așa pe scurt. Expoziția poate fi vizitată timp de 3 săptămâni. Dacă ar fi să mai adăugăm, atât de bine sunt, din punctul meu de vedere, atât de bine sunt armonizate suprafețele de culoare, încât l-am putea pune pe domnul Macombe de carapela la strategie matematică, aproape, dar, repet, este doar instinctul său foarte puternic comunistic. Cam atât. Dacă dorește și domnul să spună câteva cuvinte, apoi domnul Nicolae. Bună seara, vă spun și eu. Vreau, înainte de toate, să remarc faptul că suntem într-o după-amiază măineșteană. Nu doar că avem o expoziție foarte interesantă a domnului Macombe, avem aici ajută de domnul Nicolae Glas. Ați trecut în Măinești, dacă nu ați văzut în film, statuia mare, Dada. Deci o personalitate și eu aș sugera cameramanilor să întoarcă obiectivul spre domnul Bogastă, pentru că nu mai gândesc asta de aia mea. Și bine ați venit.
mulțumesc. L-am pus, l-am venit viață pe dispoziția că de pachetul de revista Conta pe copertă, e Domnișoara Silvia, Cristalea, câteva imagini din expoziția de la Roman, după ce m-am ușurat 30 de exemplare, am intrat aici și am avut avantajul să fiu unul singur. Să nu amestec personajele cu tablourile. Nu se întâmplă de obicei am avut un mesaj. Dacă vă uitați atent în expoziție, veți găsi un personaj abia în sala mică, de alături, un autoportret. Asta nu înseamnă că pictorul nu e prezent peste tot. Figurativ nu sunt vizual, e doar în acel autoportret. Și sigur am în mână două cataloge, dar nu înseamnă că n-am mai făcut portretul. Dar din capul locului am remarcat și am avut confirmarea domnului Mandoveri că această expoziție este concepută într-un anumit fel. E o expoziție despre pictură. Este pictură despre pictură. În sensul că nu imaginea, și o să vă explic imediat, este ceea care trebuie să acapareze atenția, ci obiectul pictural. Fac această diferență pentru că imaginea de obicei introduce o poveste, sau trimite la o poveste, criticul, istoricul, dar chiar și artistul se complace în a dezvolta povestea, pierzând pe drum, de fapt, esențial, limbajul plastic. Deci aici avem limbajul plastic în stare lui original și original. Vă dau un exemplu, pentru că imediat o face și altă precize. Iată aici un tablou cu natură statică cu lampă. Acolo avem altă natură statică cu lampă. Cred că mai e una acolo, cu natură statică cu lampă. De fapt, puteau avea alte denumiri. Se putea numi după amiază, nu știu cum, melancolie pe sfârșit, ca să ne trimite lucrând în altă parte. Nu. Domnul Macovei l-a numit la propriu. Lampa e o formă. Construcția e statică, pentru că sunt din aviză cromatică, este altceva. Și puteți compara, privind trei tablouri, pentru că prea mult de obosesc și o mare în urmă. Deci trei tablouri, aceeași același sens plastic și veți vedea ce înseamnă evoluția, schimbarea, dinamismul, limbajului plastic. Vreau să vă spun și veți găsi lucrul ăsta, că veți găsi multe titluri din aceste aparentarite, natură statică cu floare roșie cu și locuri, Sighișoara, am remarcat două tablouri, acolo e o liniște și acolo e un o fata recunoștinței, care ne trimite în legendă, în poveste. Da, face parte dintr-o serie de... Am înțeles. Asta avem aceste titluri precizări, care vorbesc despre lucruri. Ne deamnă să ne uităm la plouă ca la o pictură. Pur și simplu, ca la un obiect pictural. Nu la narativ, la poveste, la maștere, ce, din care au apărut acele istorie a imaginilor, care au apărut istorie de pictură. Fac această, repet această distinție. În al doilea rând, am remarcat, credeți dumneavoastră, dimensiune. Nu e din nou această observație, după ce am văzut zeci și sute și mii de tablouri, sunt și aici, vă rog, dar asta se întrece de dimensiune. Forța. Asta e o pictură bărbătească, nu în sensul sexist, ci în sensul conținutului, al forței. Deci, sunt și niște doamne în
să are în istoria ei, istoria de dimensiuni mari, aceste dimensiuni ale tablourii arată, nu sunt ușor de realizat, dar arată ce poate artistul, cât poate și cum poate. Nu e ușor să descurci o suprafață mare pe care ne-am urmărat. Sigur că putem lega povestea de experiența la perete, de pictura din biserici, care era un exercițiu timp, dar după aceea la pânză se face lucrul ăsta, dar nu numai. Pentru că, până la urmă, resorturile acestei forțe sunt înăuntru artistului, și la biserică, și la pânză. Pe de altă parte, există totuși această construcție verticală, pentru că e importantă culoarea peste tot. Dar e, pe aici am făcut o observație, domnul Marcovei, e părerea mea acolo să mă contrazic, construiește culoarea. Avem artiști, maestri, care lucrează cu transparență, cu nuanțe, speculează cu culoarea, și la lumină în același sens. Domnul Marcovei, vedeți consistența tablourii. Nu înseamnă că nuanța dispare, nuanța există, sugerează. Vine imediat la lumină. La această mitologie, legenda luminii, pictorul care caută un loc, o țară, o mare, o plajă de lumină, îl ajută să facă. E o poveste aici. Lumina domnului Marcovei e înăuntru tablou. Asta e mistria, să iasă lumina din tablou cu mistria sau cu penelul. Nu lumina aia căutată la mare să o pun eu cât mai bine în tablou. Nu despre ea e vorba, ci despre lumina din lucrul tablourilor. Astea sunt elementele pe care le-am marcat eu și care fac nivelul important al acestei, calitatea acestei expoziții. Și cred că e un eveniment cel de azi. Nu trebuie să contăm. Mai am ceva de spus la lumină. Vreau să vă aduc aminte că tablourile Vaiilor Maestri spre Renașterii, dar și în Renașterii și eu, și apropo de biserici, în palate sau în biserici, nu prea stăteau la lumină. Erau sus, erau departe, nu le vedea nimeni. E foarte rar, dacă cei aleși puteau să ajungă lângă tablou cu o plantă sau cu o luminare ca să vadă lumina pe care o căutăm noi azi. Asta este un fel de a vedea introdus de muzee. Văd că apariția muzeului în Popului și asta se schimbă relația dintre privitor și tablou. Ori, tablourile domnului Marcovei nu trebuie neapărat. Cred că și duse foarte departe pot fi văzute exact din cauza acestei lumini interioare. Nu din lumina care trebuie să lumineze sau pe care a captat-o în afară tablou. Mai vreau să vă aduc aminte un lucru, sau să vă comunic, dacă nu știți, că Evrei Panofsky, un mare istor al artelor, avea obicei, atunci când vrea să evalueze vibrația unei suprafețe, construcția, calitatea pictului până la urmă, să le fotografieze și să le privească în alt mediu. Pentru că în alt mediu se vor decupa și asamblajele dintre șapte sejuvare, și desenul ascuns, de culoare, și tot ce înseamnă ce spuneam, această construcție a tablourilor. Avem aici un experiment. Rezultat, de fapt, al unei experiențe pe această tema a limbajului, de aceea am spus că este o expoziție despre pictură, extrem de bine realizată, un exemplu absolut în care putem să învățăm, ne spune artistul, ce l-a preocupat
cea de cantat și unde a ajuns să vădă muncă și căutare, cu șevalet, cu culoarea, cu penelul. Am mai două cataloge care sunt și alte tipuri de compoziție. Și acelea sunt ochii. Dar pentru această expoziție, asta e una dintre multiplele expoziții pe care ne le-am putea oferi domnul Macovei. O expoziție despre pictură. Pictura despre pictură. Felicitări! Bună seara și mulțumesc pentru prezența. Am să spun câteva cuvinte despre lucrările de prezentare. Sunt făcute în ultimii 2 ani. Sunt, exact cum spunea domnul Emil Nicolae, lucrări de pictură. Am remarcat în toată expoziția asta două, nu știu dacă trei, poate două acrilice. Pe restul e ulei pe pânză. Așa scrie pe etichetă. Da? Da. Nu contează. Contează că majoritatea. Ok. Deci cu atât mai bine, pictura înseamnă... Pictura înseamnă ulei pe pânză. Și să terminăm. Celelalte sunt opere vizuale. Adică experimente, pentru că nu bune și ele au rolul lor. De aceea am spus că Alexei despre pictura. Sigur că teorii sunt multe și se pot face pe fiecare specialist, din poate știu, are viziunea proprie asupra lucrărilor mele. Dar eu am mers să un tip foarte simplu. Am vrut să transform materia, culoarea în sine, să mă sufletesc. Asta e tot. Și asta chiar dacă o pun pură, dar o frec înainte, rămân că paletă de asta până în sensul și așa cum spunea și mai multe vreme, important pentru ea alături. Ca să reușești să o faci, să extazeze pe altă dată. Contează de ce este cantitatea, iar important este și dimensiunea lucrării a frânzelor. Iubiți foarte mult faptul că puteți prin culoare să scoate din anonimat un alt subiect care e foarte părerea. Da, da. După cum se vede, acolo acoperim la parte. Sau, pur și simplu, o cameră albastră, dar n-am cameră în acolo statică. Important este finalizarea. Prin raport automatic, prin compoziție, prin toate la un loc, pe adevărat, la un loc în care și în operație. Nu știu. Las mai bine lucrurile să vorbească și mulțumesc pentru prezență. Mă invit la un pahar cu sunt și bine.